Bună, iar sunt la un nou episod puțin mai special și după cum vedeți din titlu, da, o să sunăm la 666. Așa, și scriem 666. Ia, apelează. La închiză! Mă resping! Hai să încercem așa. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 3, 6, 9, 10, bun. Iar închiză! Stai, ce-a făcut? Hai să sunăm pe Dumnezeu. A sunat? Am auzit să apel pe un mai dus. Hai să... Bă, nu merge, nu merge, și vreau să văd. Dacă nu stici, deja e... Chestia asta cu 666 și 888 și 777 și nu știu ce, e o prostie, dar hai să încercăm să vă facem o pe plac. Bun. Am înțeles că e faza și cu 69 să spun. Da, după cum vedeți, apel terminat, pentru că numerele acestea nu există, deci... E o prostie să zic, Lola, ai să stingi luminile! Ia mașina... Bagă se execută codul UUSDD. Bă, ce-am făcut? Problema la conexiunea cu codul nevalid. Hai, mai încercăm. 07 69 69 6 69 6. Deci, cum vedeți, e o prostie. Ce nume să mă încercăm? Parcă era faza și ceva cu 07 64 64 6 64. Asta e 4 6 4. 3, 6, 9, 10. Apelare. Da, deci, cum vedeți, aceste numere sunt o prostie, dacă credeți că mamă, s-a stins lumina ca suna la 666. Nu, e fake, frate. E foarte fake. Dacă ați crezut, v-ați luat țapă. Nu v-ați zis. Uite, chiar acum văd pe laptopul meu încă unul. Am sunat la 666 și a leșinat, îți dai seama. Da. Revedere data viitoare și să nu mai credeți prostii de genul, pentru că
nu se întâmplă nimic. Numele acesta nu există și... Nu. Deci dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un comment și noi ne vom vedea data viitoare.